Domnul, nu fermată, nu înjunt. Domnul Carcuian, care este scopul vizitei dumneavoastră la referent corupție astăzi? Domnul, nu-ți permite să ai fermat. Nu-ți permite. În baza cărei legi? Poftim afară. În baza cărei legi? Poftim afară. În baza cărei legi? Domnul Carcuian. Informați-vă, rog, la ceea ce se spune. Păi, eu nu pot. Nu încălcați dumneavoastră legea și atunci n-ați să încălcați nici la dumneavoastră. Asta dumneavoastră îmi spuneți? Da. Dumneavoastră, de asta v-au chemat la procuratorul anticorupție. Gen, că nu ați încălcat legea. Normal că n-am încălcat. Ați venit binevol și nesilit de nimeni. Da. Mă bucur. La revedere, mincinoșilor. Cam nu știu cine e mincinos. Domnul Carcuian, păi dumneavoastră a spus că veniți la lucru. Dumneavoastră spuneți minciuni și ne acuzați pe noi că spunem minciuni. Eu mereu sunt la lucru. Chiar și dacă v-ați dat cerere, ați depus cerere de demisie? Ce are asta? Nu acum vă zicem. Dumneavoastră încurcați toate lucrurile și toate lucrurile și vezi lumea la aia. Sunteți doar o minciună. Asta zice cel care... Cel care l-a eliberat pe... Pe Gâncu. Iar o minciună. Și pe Borman tot minciună. Minciună și minciună.